Sănătate, numai bine. Pentru că vreau să îmi deschid mintea acum de Crăciun. Vreau să îmi înregistrez aici un exercițiu care cred că ar fi mai bine să-l ascult decât să doar să-l citesc. Să-l și citesc. Și cine mai vrea să-și deschidă mintea, poate să facă acest exercițiu împreună cu mine, în speranța că ne vom schimba viața. Sunt mai multe exerciții, ăsta e primul din aceste exerciții. Un exercițiu pentru subconștient. Așa. Exercițiile vă vor indica direcția corectă, iar dumneavoastră va trebui doar să culegeți roadele care vor apărea pe parcurs. Puteți executa exercițiile așezându-vă comod în fotoliu sau pe scaun. Vă puteți întinde în pat, însă dacă sunteți obosiți, încercați să nu adormiți. Trebuie să vă simțiți confortabil. E mai bine să faceți acest lucru atunci când sunteți singuri, când nimeni nu vă va stresa și distrage atenția cu întrebări zâcâitoare sau cu alte probleme. Să începem. Închideți ochii. Relaxează-te. Gândește-te la starea ta materială și recunoaște sincer că nu ai utilizat toate posibilitățile pentru îmbunătățirea situației materiale. În interiorul tău, după ușă masivă, se găsește o impresionantă rezervă de energie și idei, oportunități pentru îmbunătățirea vieții. Apropie-te de această ușă și încearcă să o deschizi. Trebuie să simți numai decât dorința de a deschide această ușă frumoasă, de a avea acces la rezervele neatinse. Ai pierdut însă cheia de la ușa respectivă undeva prin apartament. Într-un maldăr de valori materiale care nu mai sunt de niciun folos. Fă curățenie de general în apartament. Observă câte lucruri absolut inutile s-au îngrămădit acolo. Eliberează-ți apartamentul de toate aceste vechituri. Aruncă lucrurile prăfuite, care de mult și-au pierdut orice valoare. Simte-te bine făcând acest lucru. În urma căruia apartamentul va fi mai luminos și sufletul tău se va însenina. Caută peste tot, în fiecare sertar, pe fiecare policioară, în fiecare geamantan și poate că astfel vei găsi cheia pierdută. Poate că nici nu e vorba
de o cheie propriu-zisă, dar cu siguranță e un lucru, un afiș, o fotografie, un ceas sau o haină. Ceva care îți va aminti de timpurile când aveai încredere în capacitățile tale. Da, aveai încredere. Cu timpul, însă ai pierdut-o. Ia acel lucru. Recapătă-ți încrederea pierdută. Retrăiește timpurile din această încredere în sine, care era atât de puternică. Deschide acea ușă. Absoarbe acele forțe. Simte cum te-a învăluit curcubeul strălucitor al lumii tale lăuntrice. O lume care ai dat-o uitării fără a înțelege până la capăt. Trăiește măreția lumii tale interioare și gravează pe cer cu litere aurite. Eu sunt stăpânul destinului meu. Eu sunt capabil să mă îmbogățesc. Voi respinge de acum orice gând care îmi va sugera să caut vinovați în lumea din jurul meu. Nu există nimeni în această lume care ar putea să-mi influențeze viața. Eu sunt stăpânul destinului meu. Dacă vreodată voi avea dubii, atunci ușile în camera subconștientului meu vor fi mereu deschise și mi se va aminti despre capacitățile mele. Voi fi învăluit de putere și iubire. Imaginează subconștientul că subconștientul, răspunzând la doleanțele tale, îți trimite atâția bani cât ai cerut. Pe parcurs însă, această sumă de bani trece printr-o sită care s-a înfundat puternic din cauza percepțiilor tale false. Curățind sita de murdărie, vei lăsa drum liber torentului de bani din viața ta. Așadar, ai luat responsabilitatea faptului că nu ai bani asupra ta și acum începem curățenia.